Și bine v-am găsit, dragii mei ascultători, și haideți să mai facem din nou o emisiune de dezbatere. Pentru că în ultima perioadă de timp s-au adunat multe subiecte, de data aceasta aș dezbate doar două dintre ele. În primul și în primul rând vreau să vă spun, dragii mei și dragile mele, pentru că sunt acum în luna martie, fac în așa fel încât să spun că avem primele și cele mai interesante secvențe și momente când căldura începe prima oară să-și facă de cap. Pe lângă acest lucru mai avem de discutat despre o imagine foarte interesantă de primul pescuit care se face pe Dunăre, pentru că în martie începe deschiderea pescuitului pe Dunăre și bineînțeles pe Valea Argovei. Dragii mei și dragile mele, cam astea sunt subiectele cele mai importante pe emisiune, dar haideți să începem exact cu începutul și să îmi salut respectuos pe cei care sunt acum alături de mine. Să încep de la stânga la dreapta. Bună seara! Bună seara! Salutare, domnul Bogdan Motoș! Salut, bună seara! Și pe tine, Cead Noir, o seară bună și la tine acolo. Salutare, și ție la fel. Așa. Vreau să vă spun, dragii mei, că încep exact cu cea care este acum lângă mine, Mariana, din Pupitul Tehnic, și care să ne spună pe scurt cum a văzut exact această zi de sâmbătă, ziua cea mai călduroasă care a fost pentru acest moment, deci exact cum ar veni pentru acest an 2011. Deci, în primul rând, căldura ne-a luat foarte repede, prin surprindere. Deci, în București au fost astăzi 18, chiar 22 de grade, după cum am văzut termometrele din studio, ceea ce pe mine m-a încântat, iar cred că a încântat o grămadă de lume. Aș vrea să-l întreb pe Cead Noir, pe la Bacău, Piatra Neamț, Comănești, că știu că ești prin zona aceea, s-a manifestat soarele, tot la fel așa de călduros ca în București? Mai puțin, mai modest față de zona de sud. Poate, bine, pentru partea când te-ai salvat, chiar a fost destul de rece azi, undeva la 9-10 grade. Da, deci nu s-a putut face grătare mici și încă nu, mai este multă zăpadă, distracție în aer liber. Pe la noi, pe aici, prin București, după cât am văzut eu, așa, în mare, lumea deja a ieșit la grătare, muzica care, îți dai seama că era ca la ea acasă, păcat că n-a fost prea multă iarbă verde. Poate și mâine să se mai încălzească și pe aici. Da. Poate și sâmbăta viitoare sau duminică, mâine, s-ar putea să avem tot așa o căldură estimativă de 20, 22, 23 de grade. Bun. Bogdane? Da. Fiindcă suntem într-o emisiune, iau locul lui Daniel. Spune-mi și mie, cum vezi tu pescarii, cam ce crezi tu despre pescari? Au ieșit sau nu azi la pește? Da, cred că au ieșit, vă dați seama. S-au bucurat de vreme, de aerul, de primăvară, de păsări, de toată atmosfera de astăzi. Na, și o atmosferă foarte frumoasă ca de primăvară. Te simți liber, te simți în largul tău. Exact, o secvență de primăvară cu sunet de păsări și mai ales căldură, da, într-adevăr. Am o întrebare pentru Cead Noir, pentru că dacă suntem doi pe studio, adică eu și Mariana, doi moderatori mici, ea este moderator mai mic, eu sunt moderatorul plin al emisiunii, vreau să te întreb, Cead Noir, dacă și pe acolo au început să se audă păsările cântând? Da, asta se auzea mai de mult, chiar de câteva zile. Deci și acolo. Bun, cineva îmi povestește referitor la prima zi de primăvară, pentru că a văzut câteva soiuri, cum ar veni, de plante care deja au început să mugurească. Este adevărat așa ceva? Se poate confirma și la tine așa ceva sau încă nu? Încă nu. Încă nu. Mai așteptăm câteva zile. Bun. Bun, acum că ai susținut acasă, eu am o întrebare simplă pentru tine. Tu ai auzit pe cineva sau pe vreun prieten sau cineva că a reușit să găsească, hai să spun, o recomandare sau ceva pentru duminică, pentru grătar sau mai ales pentru ieșit la aer, la aer cald, mă refer, pentru prima dată în an? Încă nu. Încă nu. Probabil, da, pe aici încă mai este zăpadă. Da. Unde vara de obicei se fac grătare.
Înțeles, la noi aici deja au început pentru ziua de mâine să se discută serios despre cum să petreacă weekendul pe, la pădure, cum ar veni, și mai ales pe zona montană, scurci la obiect, începând de pe la 7-8 dimineața până undeva la ora 16-18. Deja s-a făcut planul pentru zona de pe lângă, haideți să spunem așa, deci în partea spre Balotești, Cernica, avem 1 și 2, după care avem sus Azuga și chiar cota 2000. Ce s-a discutat foarte mult aici din București în ultima perioadă de timp. Bun, Marian, ai cuvântul în acest moment că vrei să întrebi și tu ceva. Nu, nu vreau să întreb, vreau să spun așa, Lucian, noi la voi, în Moldova, întotdeauna primăvara vine un pic mai târziu ca la București. Deci voi sunteți nordul țării, da, iar noi suntem în sudul țării. Da. Soarele întotdeauna și de referință a venit în sud cu căldura sa mai puternică, da? Pe când la noi căpșunile sunt întoi, deci în luna, să zicem, sfârșitul aprilie, mai, la voi de-abia înflorește căpșunile. Deci voi sunteți un pic în întârziere cu, și cu agricultura, da, dar și cu vremea. Da, rar, da, când vine, da, căldura odată cu sudul țării. Și eu știu asta. Bun. Am o rugăminte, Bogdane. Da. Ești pregătit să mergi la pește cumva mâine, duminica viitoare sau... O, da, de ce nu, chiar. Și cam unde ai preferat să mergi la pescuit? Și chiar aș vrea. Și unde ai vrea să pescuiești? Depinde acum, Ana. Eu știu... Hai să zic și pe Dâmbovița, dar pe Dâmbovița nu prea e chiar așa ideal de pescuit. Dai la pește. Da. Depinde, vreo baltă, ceva la vreo baltă, da. Prin, hai să zic, prin, pe la Radovanu, prin partea aia, știu că sunt bălți pe acolo. Chiar bălți cu pește. Am auzit colegii de la... Exact, între zona de la... sus de la hotarele către Greaca, exact pe laterală, pe stânga, unde este așa, drumul spre Radovanu. Da, da, da. Bun. Acolo sunt bălți de pește. Mâine ai vreun plan de distracție dacă mâine iar e temperatură ridicată în Bucureștiul ăsta al nostru? Ai de gând să mergi, da, undeva cu băieții, da, la un grătar, ceva, o bericioaică? Da, vă dați seama, toate chestiile astea sunt binevenite. Și na, e ceva firesc. Da. Am o întrebare pentru nimeni altul decât și Anuar. Spune și nouă cum ai vrea să te distrezi tu mâine și ce ai vrea să faci tu acolo unde duci tu în Piatra Neamț. Spune-ne și descriere, cam așa, o imagine scurtă, cam ce ai vrea tu și cum ai vrea să te distrezi, după care revenim la muzică și distracție. Bine, în principal, prima, cea mai importantă lată e aceea cu BX, recepție radio. Și în rest, mai mult așa, plimbări, mai vizităm câte ceva pe acolo și tot așa. Zici și mie un punct de atracție, care principalul tău punct de atracție când te duci la Piatra Neamț? Ar fi acolo în Piatra Neamț satul de vacanță sau telegondola care urcă pe Cozla. Da. Și bineînțeles, orașul așa. Orașul în sine. Da, în sine. Am înțeles. Ei, da, dragii mei și dragile mele, 8 minute trecute, 9 minute aproape trecute peste acest început de emisiune. Emisiunea noastră se numește Dezbatere de la Stil FM Radio pentru toți, cu nimeni altul decât Daniel Zvartoș, Mariana Cead Noir și nimeni altul decât Bogdan Motoș. Ei, da, revenim imediat după Example și On A Kiss Starts Again. Ei, da, am revenit pe pupitul tehnic de emisie alături de Mariana, care este acum alături de mine, și bineînțeles alături de colegii noștri care se află în pupitul de emisie numărul 2, Bogdan Motoș și bineînțeles și Anuar. Ne auzim? Da, ne auzim. Ne auzim. Ok, continuă Mariana cu întrebările despre căldură. Ei, dragii mei, cum mi se pare căldura aceasta care cred că se anunță din ce în ce mai arzătoare? E ceva bun sau e ceva anormal pentru luna martie? În principiu e ceva normal, dar bine, acum probabil vrea să ne pună puțin și la încercare, așa, să ne ia dintr-o dată. Iar... Da, probabil...
probabil vor alterna perioadele de cald cu mai rece și tot așa, până, să zic, luna viitoare. Asta pentru ce se întâmplă la voi în nordul țării. Da, da, da. Dar eu te întreb așa, mare, cum ți se pare căldura care vine foarte rapid în sudul țării? Cum ți se pare așa, după cum ai ascultat la televizor, meteo? E, nu știu, eu te întreb pe tine că ești din nord și știu că acolo totul e mai întârziat un pic față de sud. E bună, aduce boală, aduce bucurie în sufletele oamenilor că scapă de hainele de iarnă. Tu ce? Mai mult bucurie decât boală. Nu, ne putem gândi și la răceală, pentru că vremea aceasta te dezbracă, într-adevăr, dar te îmbracă și cu răceală, cu gripă. S-au întâmplat foarte multe cazuri de viroze respiratorii din cauza căldurii, care s-a iscat brusc și imediat, brusc, s-a și răcit. Bineînțeles, meteorologia, știi cum este, exact cum se spune din poveste, exact ca vulpe, este hoață. Două zile, trei zile te face să zâmbești, după care două zile, trei zile te face să cam te lași gânditor și te lași aproape să începi să plângi. Știi tu vorba din bătrâni? Două zile a fost soare, de nu ai putut să stai îmbrăcat, iar o săptămână ai dârdit și cu lemnele băgate în sobă și s-o mancisă. Da, asta e adevărul. Deci căldura este înșelătoare. Cea care e acum, cred că ceva aduce cu ea. Deci la București să fie astăzi în soare 22,5 grade, care mi s-a părut, mă uitam în studio la termometru și nu venea să cred. Aveam unele locuri pe balconul unde mi-a arătat termometru 27 de grade. Deci, vă dați seama că e o căldură destul de înșelătoare, cred. Ei, da, într-adevăr, este o căldură foarte înșelătoare, după cum se observă. Ei, da, noi schimbăm ritmul în momentele acestea. Haideți să vedem ce ne spune Mariana cu subiectul sau ce vrea să dezbată mai acum jumătate de minut. Deci vreau să-l întreb pe Bogdan dacă și-a pregătit sculele de pește, că mâine vreau să-l invit la o partidă de pește pe Argeș. Da, mi-am pregătit, sunt tot ok, acele de pescuit și guta și toate cele necesare. Bun, deci mâine dacă este tot așa cald ca și astăzi, mergem la o partidă de pescuit, nu? Mergi și tu, Daniele, cu noi? Eu după masă am o întâlnire la o partidă de DX în câmp, în periferie. Ei, da, dragii mei și dragile mele, eu nu prea am timp de pește și mai ales de perioada aceasta de timp, pentru că este perioada de început. Când e afară frumos, tu refuzi o partidă de pescuit? Eu aș face în așa fel încât să ador sau să accept măcar o traversare pe undeva pe la o masă cu un grătar și, bineînțeles, o berică undeva prin Cernica, pentru că este exact aproape de mine. Așa da, dar la pește să stau, să aștept 2-3 pești cât palma, slabe șanse. Bun, atunci tu du-te la treaba ta, iar eu mă duc cu Bogdan la pescuit și cred că vom aduce... Să ascultăm păsările și natura. Bun, și cred că o să aducem și pește pentru un grătar. Da, sigur, cu siguranță. Ei, da, Chad Noir, am și o întrebare pentru tine. Te ascult. În 1999, dacă îți mai aduci aminte, se vorbea despre recordul de pescuit care a fost, pe Dunăre, la Cernavodă. Din acest record s-a mai reprodus o cerc imagine undeva în anul 2005. Eu am o întrebare pentru tine referitoare la recorduri de pescuit și la prins pește foarte mult. S-o mai putea reproduce vreo imagine în pescuit pe Dunăre și a cantități foarte ridicate? Eu zic că s-ar putea. Încă. Încă. Dar da. Haideți să punem și partea rea că în ultima perioadă de timp peștii pe Dunăre au început să fie într-un număr foarte mic. Să scadă? Da. E vreo cauză anume? Da, cauza este din cauza inundațiilor care au fost an la rândul și care a stricat cum ar veni fauna din nou. Da. Da.
flora și faună. Da, păi e posibil și lucrul ăsta, cu toate eu am văzut, în Galați am văzut că sunt care mai vând pește încă pe aici, acolo. Dar acolo, cantitatea lor este tot așa cum era pe vremuri sau este mai mică? Bine, vreau să spun că și numărul lor e mai mic. Deci e clar? Da, deci e clar că a dat de înțeles că curând, hai să punem, în timp n-o să mai avem un pescuit cu roadele care le avea acum 5-7 ani de zile în urmă. Depinde. Noi dacă nu s-a mai repopulat apele, în primul rând, deci nimeni n-a mai avut nicio chestie pentru a repopula apele, pentru a curăța apele și pentru a menține, deci, o viață piscicolă normală cum era mai acum, să zic, 8, 7, 5 ani în urmă. Deci totul este lăsat de izbeliște. Mă uit la televizor și am văzut o chestie în Delta Dunării. Păi în Delta Dunării se pescuia mai acum vreo 8, 9, 10 ani în urmă, deveneau cu liotca plină de pește. Iar acum vreau să vă spun că slabe speranțe la pescuit. Deci fauna piscicolă e în scădere în loc de a fi în creștere. S-au făcut crescătorile de sturioni. Deci, pe oameni nu-i mai interesează să repopuleze apele. Nu! Cum să spun eu? Îi preocupă să-și facă ei crescătorile lor proprii cu taxe, cu plăți. Deci, Daniele, să știi că Dunărea de-aia a scăzut prin unele zone pescuitul, deoarece apa nu mai e repopulată. Deci nu se mai bagă pește. Iar peștele care a rămas, el singur ori e prins, ori dacă nu moare. Și bineînțeles, dacă ne gândim și perioada de reproducere este foarte slabă și plus pe lângă perioada de reproducere, mulți au afirmat că este afectată și mâncată chiar de păsări, de punerea de icre. Deci din ce în ce mai greu să gândești că peștele a început să cam dispară de prin apele care le avem pe lângă noi. Bun, ultima întrebare, după care vin cu o melodie. O întrebare pentru toată lumea. În primul rând pentru Chad Noir. Tu ai idee în România cam ce pești mai sunt mari? Haideți să zic, în afară de crab și de caras, mă refer mari și grei. Ce pești ar mai, mai avea noi România? Știm că multe dintre rase au început să cam dea colțul. Păi, de exemplu, știu că, nu? Mai auzisem anul trecut că se organizau concursuri de pescuit pe aici, în împrejoimele Bacăului. Așa, da. Când era pe malul Bistriții, pe aici, pe undeva, și zicea tot ceva de știu că, dacă mi-a dat bine aminte. Da. Lungimea cam era la un metru sau mai mare de un metru? Cam în jur de un metru. De somn? Somn nu prea mai auzit. Vezi? Vezi? Cel puțin pe aici, în zonă. Bun. Regina? Nimic. Nimic? De vezi? Aici. Deci vezi? Exact care erau pe vremuri, care erau cele mai cunoscute. Da. Bun. Revin acum la Mariana să o întreb despre Valea Argovei. În Valea Argovei se vorbea tot timpul despre începutul unei noi, cum se zică, îmbogățiri cu papură, cu trestii și, bineînțeles, aducerii de specii diferite de pește de prin 2006-2007. De ce nu se mai aude nimic despre așa ceva? Auzi, Daniele, tu ai zis 2006-2007. Eu spun că era din 1989-2000. Când Valea Argovei era cea mai renumită ca deschidere de sezon pentru pescuitul sportiv. Iar acum nu se mai prea aude mai nimic. Iar peștele ăla masiv, care tot vorbeai tu și întrebai pe chat, nu, ar spun eu ce a mai rămas ca grupa peștelui de pescuit mai mare. A mai rămas, vreau să spun, pe sudul țării. A mai rămas Somnul, Mreana, Ștuca, Cleanu, Văduvița și Bibanu și crapul românesc. Iar pentru Valea Argovei nu știu dacă s-a mai repopulat sau dacă mai există acea minunată baltă unde odată se pescuia la liber sau cu
permise de la Asociația Sportivilor și Vânătorilor din București. Nu știu dacă mai există așa ceva, eu nu am prea mai auzit pescar vorbind de Valea Argovei decât foarte, foarte puțin. Iar pentru Dunăre, foarte mulți bucureșteni preferă să meargă pe brațele Dunării de la Giurgiu, Oltenița, pentru a pescui, pentru a... Pe malurile Dunării, recorectez. Da. Pe malurile, nu pe brațe, pentru că brațele sunt în altă parte. Nu, pe malurile Dunării din partea Giurgiului, Oltenița, unde vor să pescuiască, să distreze. Ei da, draga mea, mersi pentru această intervenție. Revin la Chat Noir. Spune-ne, Chat Noir, că ești și tu pasionat de ale peștelui, spune-ne exact câteva dintre locurile, sau chiar dacă ai mai multe, spune-ne despre locurile tale de pescuit sau nu ale tale, a băcăuanilor, a celor de prin zonele tale de pe acolo. Da. Și bineînțeles, cam care ar fi scorul la pescuit și care ar fi zona cea mai bună? Da, zona cea mai bună de obicei este Siretul, partea încolo spre Răcăciun, Azud, pe acolo știu că se duce multă lume. Aici, în zona Bacăului, doar prin malul Bistriței, ce se mai pescuiește. În rest, da, Trotușoar mai fi în sudul și vestul județului și cam atât. Bun. O ofertă cam modestă, să corect, zic așa. Modestă, dar este bună pentru Bogdan Motoș. Pentru Bogdan Motoș, da. Am o întrebare foarte importantă legată de zona litorală. Pentru că anul trecut se vorbea foarte mult despre guviții care erau foarte ușor de pescuit. Anul acesta vom mai avea vreun scor de pescuit guviți, fiindcă marea s-a calmat, s-a domolit. Nu mai este cum a fost anul trecut. Băi, eu știu, se poate să fie așa cum zici tu, dar... Na. Nu prea sunt în măsură să-ți răspund. Ce te-ar face să nu fii în măsură să-mi răspunzi? Păi cum spuneai tu despre guviș și astea, da, acum dacă mergem și vedem noi concret. Exact, mai întâi mergem, vedem, analizăm, după care facem exact cum trebuie făcut, să punem răspunsul corect. E da, noi avem o singură piesă muzicală, după care revenim și facem încheierea emisiunii. Până atunci am ceva foarte important să vă aduc, ceva care să ne aduc aminte de vremurile de odinioară la Bush și Where Do You Go? Where do you go, my lovely? When you go, when you go, la Bush și chiar vremurile de odinioară, într-adevăr. Ce ziceți, dragii mei, care sunteți acum alături de mine? Ia zi, Cernor, ce zici când asculți această piesă? Care ar fi prima ta exclamare sau exprimare? Bă, mă, îmi trezește amintiri plăcute din acea vreme. Știu că era la modă prin anii 90. Corect. Ia spune tu, Bogdan Motoș. Da, de asemenea, la fel, foarte plăcută, melodia și, na, foarte mișto. Din păcate, nu prea o mai auzim acum pe posturile de radio. Se aude foarte greu, da, într-adevăr. Părerea ta. Da, părerea mea. Care să vă spun eu. Mie îmi place această melodie, fiindcă întotdeauna când am ascultat-o pe timpuri, venea căldura și primăvara, înflorea ghiocii, zambilele și lalelele. Și mi-aduce în suflet un pic de bucurie, deci îmi recapăt zâmbetul pe buze ascultând-o mereu. Deci pentru mine rămâne o melodie tânără în continuare, chiar dacă... pentru voi, cei care sunteți în emisiune cu noi, o cunoașteți așa, mai din coa ascultată. Bun, o întrebare pentru Bogdan Motoș. Dragă Bogdane, dacă mâine prindem pește la baltă, la Argeș, așa, ia zi și mie o rețetă, ce ai face din peștele care le-ai prinde mâine, să zicem o ștucă, ștucă nu, un crap. Zi-mi o rețetă așa rapidă de o mâncare. Da, rapidă, uh-huh. O mâncare. Dau ceva la grătar, rapid. Bun, pește la grătar cu... și saramură, corect, exact, foarte bine, nota 10, da. Bun. Cean Noir, pentru tine am ultima întrebare. Ascult. Dacă tot vorbim noi de căldură de asta,
Ia spune tu cam ce muzică ar putea merge când vine căldura, un picnic, o bere, un grătar, exceptând manelele. Bineînțeles. Care? Ia. Ceva mai plăcut, așa, un gen de ăsta mai lent, așa mai... Da. Ei, tu, Bogdane, tu ce... ce ai putea să asculți în momentul când ești la grătar și, bineînțeles, să savurezi că ești la un grătar la prima căldură dată? Uite că tot ai punctat și foarte bine ai zis, tot așa, ceva la buș, ceva muzică mai veche din trecut, știi? Ar fi ideal de ascultat la grătar. Tige, aș asculta eu în locul vostru Modern Talking, Bonnie M, exact, da. Eruption și Smokey, dacă mai există melodii vechi de-a lui Smokey în arhive pe undeva. Da. Bun. 34 de minute trecute peste fix se termină emisiunea noastră, cea mai frumoasă, cea mai importantă. Cean Noir, ce ai de transmis pentru Bogdan Mihai de la Iași? Pentru că el a ales subiectul și, bineînțeles, el a ales pentru această ediție. Cam ce să vorbim prin emisiune? În primul rând, îi transmis salutări. Și, oricum, mi-a făcut plăcere să discut despre acest subiect. Bun. Bogdan, ce-i transmis tu celui care a formulat ideea pentru această emisiune în această seară? Da, eu îi transmit multă sănătate, baftă în ceea ce face el și să mai vină cu niște gânduri pe aici, pe la noi, cu niște gânduri bune, cu ceva, da, tot ceva de genul. Înțelegi? Da. Eu îi urez multă sănătate și îl așteptăm cu drag la noi în studio pentru o emisiune în direct, dacă se poate, și cu noi subiecte atractive pentru a le discuta și pentru... a face publicul să ne asculte cu mare drag și interes. Ei, da, eu pot să-i transmit lui Mibo, sau mai bine spus Bogdan, lui domnul Mihai și așa mai departe. Mulțumim foarte multe pentru subiectul ales în această seară și, bineînțeles, pentru ideea care ai formulat-o pe Messenger. Oricum, orice idee este binevenită și, bineînțeles, dacă este fă-i în așa fel și ajută-mă sau explică-mi mie cum să fac emisiunea și eu voi face pentru... a asculta-o în plăcere. Ei, da, da, am repetat pe partea tehnică de emisie, a fost nimeni altă decât Mariana, bineînțeles eu la butoane, Daniel Zvartoș și, bineînțeles, invitații care au fost alături de mine, Bogdan Moto și Cean Noir. O seară bună tuturor! Seară bună! Mulțumim bine! Multă sănătate și să ne reauzim cu bine! Numai bine și se termină emisiunea de dezbatere acum la 22:55 de minute pe 12 martie 2011 la Stil FM, un radio pentru toți, creația ta tânără, mereu alături de tine. A definite breakthrough step in home entertainment. Home entertainment. This is Radio Stil FM. Stil FM.